Marți, 13 februarie, la urechile noastre au ajuns informații că sunt oameni în țara asta care s-au poziționat împotriva zilei de Valentine's Day, așa că i-am chemat în studio ca să lămurim situația și spunem bună dimineața trupei Țapinarii. Îi avem pe Adrian și pe Cosmin, care sunt cu noi în studio. Bună dimineața! Salutare, salutare! Bună salut, dimineața. Domnilor! Bine ați venit alături salutări de voioase. Noi! Salutări voioase, estimați intelectuali romantici de la Digi Matinal. Dar nu e cazul nostru. Stați un pic, că tocmai aveam aici o și discuție. Și noi tot autoironici eram. Stai un pic, aveam o discuție și explicam lui Bogdan cum o să doarmă el pe preș, pentru că el nu ține Valentine's. Băi, așa mi-am propus, acum nu știu dacă o să-mi iasă. Să dorm pe preș? Mi-am propus să nu țin. Vedem dacă... Lasă-mă, nene, că vii la mine, te culc acolo în spate. Dar voi sunteți și mai curajoși, pornind cu un protest, practic, nu? Împotriva Valentine's Day. Da, e mult numit protest, dar cum îi spunem? Încercăm să venim cu o alternativă la piesele de dragoste, în general, nu neapărat cele care se cântă de Valentine's, dar în general sunt niște versuri de dragoste foarte siropoase și noi credem că am găsit o alternativă mult mai... realistă, de a cânta despre dragoste. Mai nesiropoase. Credem că am reușit, adică fanii spun că suntem pe drumul cel bun. Când e marți? Marți 13 iazi, azi, nu? E marți. Da. În seara aceasta. Noi suntem practic în mijlocul turneului. Am deci cântat deja săptămâna trecută în 4 orașe și acum vom continua. În seara asta cântați la Clubul Țăranului, nu? Exact. Păi cum se potrivește mai frumos anti-Valentine's Day decât... La Clubul Țăranului. Auzi, da, aveți curaj să cântați la Clubul Țăranului? Întreb. M-am poate gândit vină, la asta. O să vină niște oameni să vă întrerupă? Păi să nu, din potrivă, de ce? De ce? Păi de asta puțin Valentine's Day e sărbătoare adusă din altă parte. Deci țăranul român nu ținea Valentine's Day. Deci teoretic să susțină. Să fie susținuți, așa ar trebui, fie susținuți. Eu știu, în ziua de azi se poate întâmpla orice. Mie mi se pare că e obiceiul locului să vă întrerupă cineva, o să vină ei la alții. Dacă nu o să se întâmple asta, o să ne întrerupem singuri, numai așa. O să vă treziți în mijlocul concertului. Bă, dar nu ne întrerupe nimeni. Poliția, jandarmii, unde s-au sunteți? S-au venit voi cu pancarde. Aolo. Da, deci voi aveți piesa asta, Du-te naibii, da, care e... Practic, da. E una dintre piesele anti-Valentine's. Da. E anti-Valentine's. Da, înțeleg că întâi nu cântați pe aia cu Valentine's? Nu, întâi vrem să vă cântăm și o variantă mai așa, mai de Digi Matinal și apoi ne transformăm. Ok. Ce cântăm? Asta se numește Săgeată spre cer. Ok, am auzit de piesa de anti-Valentine's. Da, ne-a zis producătoarea noastră că e foarte mișto. Și dacă ne-au spus doamnele, înseamnă că trebuie să fim foarte atenți la treaba asta. Hai să încercăm. Deci e de bine sau de rău, ca să știu să pregătim lumea. Să pregătim când și oamenii spun că suntem mișto, înseamnă că au dreptate. Am înțeles, ok, bine. Și vreau să arunc o săgeată spre cer, să alerg după un tren, o mașină spre lună să iau și totuși cu tine să stau. Să rup un măr din copac, să iau de mână un drac, să mă întreb dacă te vreau și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Și vreau să-ți bag mințile în cap, nu am chef să te împac. O zi fără tine eu vreau și totuși cu tine să stau. Să te bombon și tu să taci, să râzi când am dragi, să mă închid în mine eu vreau și totuși cu tine să stau. Să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând, e bine uneori pe pământ. Să stau și să fac nimic, să nu vreau.
vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând. E bine uneori pe pământ să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând. E bine uneori pe pământ să stau și să fac nimic, să nu vreau să mă ridic, să alerg printre stele cântând. E bine uneori pe pământ. Sabina are în dimineața asta, știi ce? Mă gândesc să o chem pe nevastă mea diseară la concert. Cel mai frumos cadou. Na, stai puțin, dar înainte să cânt versul ăla și vreau să-ți bag mințile în cap. Oh. Așa zis, suntem, nu? Suntem vocea poporului, practic. Aoleu, cred că mănânc și eu rece astăzi. Cum e? La conservă. Da, la conservă, da. Cum e? Păi, da, deci așa poți să mănânci rece, te revanșezi mâine. Ce? Cumva. Cumva. Da, reușești. Ei, mâine. Costă cânte costa vostru. Costă cânte costa vostru. S-ar putea să fie dureros. Da, perle, pentru... mărgele. Păi diamant, da, e așa, o împaci după aia. Cum? Și totuși cu tine să stau. Adică chiar dacă... Da, părea că un favor că totuși stai cu ea. Părea că să stau degeaba, aia e. Să nu fac nimic, făletul pe toate. Da, corect. Ca o dragoste adevărată. Da. Sincer. Vin oamenii în cuplu la concertele voastre? Foarte mult. Și... Pe vremuri își împărțeau doar așa, for fun, certificate de divorț. Bineînțeles că nu aveau valabilitate. Aveați așa ceva? Da? Da, împărțeau certificate de divorț la concerte. Era foarte fain. Auziți, da, în altă ordine de idei, voi ați depus declarația 600? Păi, serios, din banii de la concert aveți... Păi nu se mai depune, nu? Când s-o depun, mă duc s-o depun, vă îndu-mi. De unde ai înțeles tu că nu se depune? N-a spus la televizor că nu se depune? La televizor s-a spus, dar... La televizor s-a spus, niciodată nu trebuie, trebuie să verifici. Păi nu, stai, că au spus că s-o depui dacă faci foarte mulți bani, asta e ideea, nu? Da, da. Păi, eu știam că se depune doar una și n-aveam două, că eu am făcut dublu față de banii aceia, știi? Mm-hmm. Și atunci, dacă nu se depune decât una, aștept să se depună două și mă duc atunci. Știi care e treaba? Să știi că o să se depună până la urmă. Tot o să... Aolo. Tot o să... Plătiți voi, era să zic să pățiți. Asta ce înseamnă? Revoluție fiscală, nu? Exact. Revoluție fiscală. Păi decât să depunem asta, mai bine facem un cântec despre revoluția fiscală. Ai un cântec despre revoluția fiscală? Da. Hai să revoluționăm fiscalitatea. Da, dumneavoastră le-ați depus? Nu. Dar n-ați zis voi că nu se depune. Păi, da. Hai să auzim o piesă, ceva, ca să uităm de ele. Cântăm împreună, dacă reușim. O să vă prindeți direct. Hai să facem un cântec scurt și la obiect, exact ca revoluția fiscală. Ca revoluția fiscală sau ca economia românească. Scurt și la obiect. Încercăm. N-are lumea bani. Aici trebuie să facem și noi. Ia zi, încercăm. N-are lumea bani. Aaaa. Nici noi, nici voi, doar ei. Și continuă. Am înțeles. N-are lumea bani. Aaaa. Mai bag-o pe aia cu doar ei. N-are lumea bani. Nici noi, nici voi, dar vrem. Vrem revoluția fiscală, scurt și la obiect. Da, voi credeți că în locul vostru ar fi putut fi două femei care să cânte aceleași lucruri pe care voi, împotriva Valentine's Day, împotriva tuturor, sau cum facem lucrurile astea? Luptăm pentru egalitate de șanse zilele noastre. Noi am crezut foarte mult în formația Bambi. Dar n-a fost să fie. Mm-hmm. N-a fost să fie. N-a fost. Uite, avem discuția asta acum despre motostivuitoare, tot felul. E discuția asta că o femeie nu poate să fie motostivuitor. Voi ce părere aveți? Ne-am distrat și noi cu... Chiar am căutat pe net să văd cum se numește operatorul masculin al motostivuitorului. Da. Și cum dar se n-am numește? Găsit, nu există. Deci când zici motostivuitor, în DEX este doar acel aparat. Probabil că este operator de motostivuitor, cred. Ne-a zis cineva ieri că e stivuitorist. Stivuitorist? Stivuitorist, da. Ați auzit de stivuitorist? Și a făcut și un feminin. I-a zis stivuitoristă.
N-am fost la cântărista. Sună un pic. Dar n-avem o piesă în care să se asculte și pe concerte. N-avem prieteni motostivuitoriști. Știu. N-ați încercat voi. Dar piesă? Piesă de motostivuitor. Să știi că m-am gândit la ceva. Ca să o turăm un pic. Să știi că m-am gândit la ceva. Ia. Dar ceva frumos, așa, de dimineață. Tot noi trebuie să cântăm? Nu, încercăm noi de data asta. Mai bine eu că mă ajută colegul puțin cu... Ia. Ai observat un mic fior când te trezește Lin, femeia motostivuitor. E bine până aici? E foarte bine, dar vrem și continuarea. Să ridice. Să ridice? Păi, asta a fost tot. Încercăm să ridice, nu? Da, nu, încercăm. Ia. Se mișcă încet ca o felină și apasă ușor trăgaciul de la bormașină. O dimineață perfectă, o zi voioasă ar fi dacă ai plecat tu pe o motocoasă. Se mișcă încet ca o felină și apasă ușor trăgaciul de la bormașină. Cum ar fi? Frumos. Sapinarii, mă, ce mișto, doamna. Dar așa, pe suav, da? Da? Suav. Doamna. Pe suav, că altfel nu merge. Pe suav, adică motostivuitorul, eu zic că este într-o simetrie perfectă cu suavitate. Ai, doamne, și cu motocoasă. Deci tu ți-o imaginezi într-un fel pe doamna care operează motostivuitorul înainte să vezi pe el dimineața, înainte să plece la muncă. Așa nu. Așa are un joystick sau cumva cum are și la motostivuitor. Nu știu, simt așa cum se duce cu cafeluța către el. Cu motostivuitorul. Pe brațele acelea, coboară, cafeluța burinde de Valentine's. Cum ar fi, mă, să ai un motostivuitor în casă pentru situații de genul ăsta? De urgență. Casă trebuie să ai. Meu, dai seama ce casă. Înseamnă că se câștigă bine, nu? Păi, la motostivuitor? Da. Păi, dar dacă ești femeie, că e egalitate de șanse, da. Corect. Foarte tare. Deci foarte mișto. Cântecul ăsta o să fie celebru. O să-l mai auziți astăzi la DJ. Nu, dar mie mi se pare că e egalitate de șanse, pentru că sunt atâția care nu sunt pentru Valentine's. Trebuia să vină cineva și pe partea cealaltă contra Valentine's. Da. Doamne ferește. Păi dacă vreți să devină celebru, hai să-l facem împreună. Ai simțit un mic fior când te trezește ușor? Când te trezește Lin, femeia motostivuitor. Îl cântăm împreună, da? Da, ia. Îl facem frumos, refren frumos. Da, frumos așa pe soaf. Ai simțit un mic fior când te trezește Lin, femeia motostivuitor. Wow! Chiar l-am simțit. Da? Eu ți-am zis că dorm. Dorm pe preș dimineața asta. Aolo, oameni buni, da. Hai să vorbim despre lucrurile importante din țara asta. Mâine chiar este Valentine's. Și noaptea asta trebuie să mergeți. Lasă concertul, trebuie să mergeți cu un cadou din noaptea asta. E ajunul Valentine's Day. Noi tocmai prin concertul ăsta scăpăm de cadouri. Nu știai că nu sărbătoresc Valentine's Day. Da, aici cadou. La Clubul Țăranului Român cu Țapinarii se întâmplă concertul ăsta. Și continuăm turneul. Mâine suntem la Cluj. Mâine sunteți la Cluj? Mâine suntem la Cluj, da. Nu aveți timp să o faceți pe asta, da. Păi, au apărut avioane, ușor. Nu, ne-ar fi plăcut să luăm avion, având un turneu de genul Cluj, Timișoara, Arad, Craiova, Constanța, e imposibil, mergem cu mașina pentru a ne... Deci voi să petreceți pe drum. Da, petrecem pe drum. Deci mâine suntem la Cluj. Ne-ați adus, da. Ei fug de acasă, nu te-ai prins. Ne-ați adus o repuzită aici. Da, pentru piesa de care ați vorbit mai devreme. Suntem live pe Facebook, puteți să ne vedeți cu repuzita Țapinarii. Înainte de piesă să mai spunem o dată repede, ce astăzi Clubul Țăranului, mâine la Cluj, miercuri, poi mâine joi. Dar de ce e impresia că nu s-a înțeles din prima? Păi nu, că am zis repede totul și... Dar de fapt avem Țapinarii oficial pe Facebook. Nu? Ai văzut cum a rezolvat Mark Zuckerberg. Da, cum arăt eu? Suntem bine. Aceasta este o piesă anti-Valentine. Deci du-te naibii, da, se cheamă. Să nu o dedicăm soției tale. Să o lăsăm așa pentru toate pentru toate femeile care știu, asta? Care au simțul umorului. Așa este. Doamne ferește, ce mai făcut? La noi avem simțul umorului. Deci ce ai făcut? Ce ai făcut? Că da, este o nenorocire acum, nu? Nu. Sunt femeile cu simțul umorului. O să vă placă. Doamne, ai spus că fetele vin cu mare drag la noi la concerte. Doamne, hai să ascultăm. Da. Ia. Yeah.
Bine, dragă, știu, mi-ai spus, viața trebuie trăită. Însă recunosc, uneori mi-este frică. De aceea mai bine-ți cânt, afișând un aer grav. Ce m-aș fi făcut fără chitaristul meu suav? Bine, mami, am să te duc la barul care-ți place ție. La Digi, la Digi, la Digi. O să renunțăm la filmul care-mi place mie. Licenii rock and roll, în reloare. Ți-aș cânta vreo două în strună, dar mai bine mă abțin. Țin, țin, țin. Vezi tu serenadă după un pahar de vin. Vin, vin, vin. Bine, iubit, de acum înainte facem cum vrei tu. Bine, scumpii, de acum înainte facem cum spui tu. Bine, pisii, de acum înainte facem ce vrei tu. Sufletelul meu ești tu. Tu. Mă duc cu cântecul ăsta de acasă, țapinare. Du-te naibii de aici. E serenada. Du-te naibii de aici. Băi, băi, hai să ți-am promis. Du-te naibii de aici. Deci nu se poate așa ceva. Du-te naibii de aici. Până ți-am scris-o. Du-te naibii de aici. Era să iau. Du-te naibii de aici. O decizie pripită. Du-te naibii de aici. E serenada. Ți-am promis-o. Nu te naibii de aici. Era să uit. Te naibii de aici. Până ți-am scris-o. Nu te naibii de aici. Era să iau. Nu te naibii de aici. O decizie pripită. Viața trebuie trăită. Viața. Cu aceste gânduri bune, mulțumim țapinarii, ne oprim cu emisiunea, ne întoarcem mâine dimineață de Valentine's Day. DGFM. Ca să știi.